Proiectul elevilor nemțeni a trecut prin trei etape de jurizare până a ajunge în finală. În fața unui juriu prestigios, format din președinți de stat, șeici și oameni de afaceri, echipa a primit premiul cel mare. Am reușit să mobilizez 32 de copii de la clasa 6 până la 11. A urmat partea dificilă, calcule, bugete, căutat informații pe internet, furnizori, prețuri. Cred că proiectul nostru a fost cel mai complex. Nu înseamnă neapărat cel mai bun, dar a avut cea mai mare complexitate, cel mai mare număr de componente și cred că și cele mai inovative. Resursele solare vor fi folosite pentru a transforma unitatea școlară într-una independentă energetic. Ne propunem să oferim și să acoperim mare parte din consumul de energie al școlii prin energie solară și astfel să reușim să facem din liceul nostru instituție mai prietenoasă cu mediul. Am făcut tot felul de calcule, am și studiat care ar fi necesitățile liceului nostru și în cele din urmă am reușit să alcătuim un sistem care să ne asigure o oarecare independență din punct de vedere energetic. Zonele intens circulate de elevi vor fi acoperite cu pavele care, prin călcare, creează energie. Pavelele respective reprezintă una dintre cele mai inovative părți ale proiectului nostru. Pavele funcționează cu piezoelectricitate și prin călcarea peste pavelele respective se produce energie electrică într-o cantitate considerabilă. Nici grupurile sanitare nu vor fi omise din proiectul de refuncționalizare a școlii. La toalete, apa din sistemul public va fi înlocuită cu apă pluvială, colectată printr-un sistem gândit de elevi. Și izolația termică a clădirii va fi refăcută. Izolația va consta într-un material numit aerogel. Acest material a fost dezvoltat de cei de la NASA ca ulterior să fie în continuare perfecționat de firme asociate lor. Noi am descoperit acest material pentru că avem un membru în echipă care e în clasa 7 și e pasionat de această inginerie aerospațială, acest domeniu de inginerie aerospațială. E un material care care crește eficiența căldurii într-o cameră undeva la 98%. Conceperea proiectului a durat mai bine de 3 luni de zile. Elevii trebuie acum să treacă din nou la muncă și să-l transforme în realitate până în cele mai mici detalii.